Avem un exercițiu vieri, lucrăm pe ala și facem altceva, da? Da. Exercițiu 52 de la pagina 41. Care? 52 de la pagina 41. De la 41. Da. Arătați că... Un radical mai lung, profesor. Din 15 minus 4 radical din 8, 4 radical lung din 8. Așa. Așa. Plus 2 radical din 7. Aici sunt radical. Da. Așa. Da, acum s-a terminat cu primul radical, cu tot, așa. Minus. N-avem tot la 2? N-avem nimic. Minus. Radical lung din 10 plus 2 radical lung din 8 minus 2 radical din 7, data de plan, aparțin lui Z mai puțin mulțimea numerelor naturale. Z. Mai puțin e. Minus mulțimea numerelor naturale, da? Așa, am scris corect. Scoatem de sub radical la 8 plus 2 radical. Radicalul ăsta compus se lucrează așa, întâi îi luăm pe ultimii doi termeni și după aceea sau cum se lucrează? Face radical plus 5, cum? Păi cum? Că sunt 3 termeni. Radical din radical din radical. Îl luăm întâi pe 4 radical din 8 plus 2 radical din 7? Deci, întâi de asta? Deci, ăsta să luăm din interioare. Și după aceea am combinat cu celălalt. Am venit-o. Vedem ce ne iese dacă îl facem așa. Începem. Dar să ne amintiți-vă o formă. Deci radical din A plus minus radical din B. Deci A. Nu există plus minus radical din C. Adică din 3. Deci, nu există. A plus minus radical din B. Deci pe 3 radical nu. Exact. Deci nu există. De-aia mă duc la modelul de aici. Da. E egal cu radical din A plus C supra-radical. Plus sau minus? Plus sau minus? Plus din A minus C supra de C? Egal cu radical din A pătrat minus B. Se lucră. Îl luăm separat pe care? Și fără 4. Fără 4. Radical din 8. Stai așa. Radical din... Radical din... 8. 8. Plus 2 radical din 7. 2 radical din 6. Egal cu... Prima etapă, băgăm pe 2 ăla sub radical? Eu aș zice să scoatem pe 2 în factor comun între 8 și 2. Așa. Ca și data trecută. Corect. Și zicem radical din 2 pe 2. Așa face. 4 plus radical din 7. Pe 2 ăla scoatem în afară. Și radicalul dintr-un produs e egal cu radical din fiecare. Radical din 2 și radical din 1. Da. Da? Deci ce am făcut? Am scos pe 8 de sub radical. Sigur că se putea băga 2 sub radical și venea 2 la 4. 4, 7, 28. Dar ar fost numele mai mari și mai greu de greu lucrat. Așadar, continuăm. Radical dintr-un produs înseamnă și radical din primul, ori radical din al doilea. Deci vom avea radical din 2. Ori radical din 4 plus radical din 7. Și acum lucrăm noi. Noi ne ocupăm de asta. Deci ne ocupăm de radical din 4 plus radical din 7. Egal. Ne uităm la formulă. Suntem AU, care este 4. Da? Asta e AU. Și asta este B-ul. De acolo, da? Și acum, C-ul spune că este egal cu radical din A pătrat. Adică 16. Pe cine vorbește? Minus... Hai, Miruna. Ce? 16. Ce egal cu 16 minus 7 egal cu 3. Egal cu radical din 9, care face 3. Și conform formulei, vine radical din A plus B. A plus C. A plus C. Adică
au 4 plus 3 supra-teorei, plus, plus. Nu pentru că radical este da, plus. Radical din A, după formulă de Da. Dacă e plus aici, da, plus 3, și plus radical din A, minus C supra-teorei. Și egal cu. Trebuia să puneți 4 minus 3. Avem 4 minus 3, corect. 4 minus 3. Și egal cu radical din 7 pe 2 plus radical din 1. Deci 1 pe radical din 2, pe radical din 2. Așa, și aș vrea să continuăm. Da. Dragă, și cred că... Și egal cu radical din 7 pe 2, radical din 7 pe radical din 2, da? Hai, mă mai simt, genul. Da, și ce stați, vă vorbesc eu? Păi, știți că v-a scăzut. Hai, Luci. Adevărat? Bă, se zbără. Da? Da. Radical din 7. Radical din 7 pe 2, radical din 7 pe radical din 2, da? Da? Radical dintr-o fracție înseamnă de numărător pe numitor, da? 7 pe radical din 2 plus 1 pe radical din 2. Cam o... Nu raționalizăm, adică să vezi de ce. Cam de radicalul ăla din care mai e în față. Da? Și va fi egal cu... Va fi egal cu radical din 7 plus 1. Hai, hai, la față cum o vorbești. Pe radical din 2. Bravo! Deci continuăm cu profesor acum, da? Da. Și este egal cu radical din 2 ori radical din 7 plus 1 supra radical din 2. Se simplifică și va da radical din 7 plus 1. Ce tare vezi? Așa. Acum la care eu dacă e mama. Deci, radicalul acesta, radicalul acesta ne-a dat radical din 7 plus 1. Da? Acum luăm pe cine are? Radical din 15, vorbește azi. Minus 4 pe lângă. Radical din 7. Radical din 7 plus 1. Ce putem să-i facem? Nimic. Nimic? Nu scoatem nimic, nu avem nimic, asta e. Asta e. Dumnezeu cu mila. Asta e. Băi, da, hai să desfacem, băi, aici, acum nimic. Ce să desfacem? Adică să spui 15 minus 4 radical din 7. Da, radical din 15 minus 4 radical din 7. Minus 4. Minus 4. Păi, cum nimic? Și ăsta cu ăsta. Așa, corect. Și este egal la radical din 11. Radical din 11. Radical din 7. Acum nu mai putem să scoatem nimic. Acum nu. Nu mai avem ce să... Și atunci băgăm pe 4 sub radical. Și o să fie radical din cam mare. 11 minus 4, 4, 16. Din... 6 ori 7, Miruna? 6 ori 7, Miruna? Da. 112. Bravo, mie mama. Așa. Bun, bine. Și atunci, acesta este A, Maria. Acesta este B, Ali. Și aplicăm formula. Aha. Și calculăm pe ce? 11 B, dacă 112. Și ce va fi radical din A pătrat? 121. Da. Minus 112. Și dă? Cât dă Miruna? 9, mai băiatule! 9! Și radical din 9 e cam tot 3 dă. E... Excelent! Și atunci? Radical din 9. Și radical 11. Și la mie calcul A. 11. Radical din... Radical din 11 plus 3. Plus 3 pe 2. Minus radical... Da. Da. Minus radical din 11 minus 3 pe 2. Pe 2. Egal cu... Radical din 14 pe 2, adică 7 spre radical din 2. Păi, și egal cu radical din
7 pe 2 minus radical din... Dar nu mai e radical din 7. E pur și simplu 7. 7 corect, Alcuciu, bravo. Minus? Fără radical. Păi 14 pe 2 e 7 ani. Dar că am scris radical din 19 plus 3, adică radical din 14... Nu mai știu. 14 pe 2 e radical din 7, radicalul rămâne. Minus, aici cât dăm? Radical din 9. Radical din 8 pe 2. Din 9 sau din 8? Din 8. Ce știu cu 8? 8 pe 2 care este? 8 pe 2 e 4, Adi. 4. Bun. Ce cu mâine? Și deci e egal cu radical din 7 minus 2. Bravo, mamă! Deci, acum, tot radicalul acesta ne-a dat. Radical din 7 plus 1. Nu ne-a mai dat. Că l-am făcut, Dani. L-am făcut în el. Acum, tot ăsta ne-a dat radical din 7 minus 2. Ăsta ne-a dat radical din 7 minus 2. Ștergem și lucrăm pe celălalt. Voi ce? Cine vrea să lucreze? Nu, eu am trecut. Maria? Ai înțeles? Da. Cât de cât? Cât de cât? Dacă vrei să lucrezi? Eu am trecut. Nu mai simt că mă gândesc. Bun. Ăla eu cu nimeni. Da. Ia să vedem. Pe care îl luăm, Maria? Pe 1 minus 2 radical din 7. Pe asta. Păi dacă l-am luat pe 8 plus 2 radical din 7, cât ne-a dat? Nu mai pic. Mai pic. O, țin să văd așa? A, nu lucrez cu voi. Deci, 8 plus 2 radical din 7. Ne-a dat radical din 7 plus 1. Plus 1. Ăsta înseamnă că ne-a dat radical din 7 minus 1. Eu așa cred. Așa cred și eu. Deci ăsta vine radical din 7. Vorbește de cât? Minus 1. Minus 1. Eu vreau să văd așa că ai zis că ai lucrat. Eu nu arăt că era doar ceva. Adică, nu. Mi-a dat radical din 7. Deci, sunteți la... Deci numai ăsta. Deci ăsta, cât s-a dat? Dacă 8 plus 2 radical din 7 ne-a dat radical din 7 plus 1. Sigur plus 1, Adi? E radical din 7 plus 1, da. Adi, sigur plus 1? Nu, de plus 1. Atunci, 8 minus 2 radical din 7 o să ne fie radical din 7 minus 1. Da, așa e. Da, bine. Atunci îl luăm pe ăsta. Da, nu mai era mulții cu 2. Hai, dar tu, stai acum îl luăm. Stai un pic. Și acum îl luăm pe radical din 10 plus 2 pe lângă, uite, plus 2 pe lângă, radical din 7 minus 1. Dumnezeu cu Dumnezeu. Nici în Dumnezeu cu mine. De aici scoatem pe 2. Da. Da? Și va fi 2. Radical din, nu 2. Radical din 2. Pe lângă. Zi adu-te. 5. De 5 ori 2 la 10. De locul? 5 plus. A, dar facem așa. Plus radical din 7. Pe 2 i-am scos de aici. Dar avem voi să mai scoatem încă o dată 2. Mai are. Ăsta e un termen și ăsta e un termen. Nu? Da. Și nu avem voie să scoatem pe 2? Aba, da. Și pe lângă cine? Minus 2. Minus cât? Bine, bine. Băi, ce faci? Minus 1. Minus 1 aduce. Era elicopterul. Da? Și acum, radical dintr-un produs este egal cu radical din ăsta, cu radical din ăsta. Și va fi egal cu radical din 2 ori radical din 5 plus radical din 5 minus 1, aduți-o 4 plus radical, plus radical din 7. Și îl lăsăm numai cu ăsta. Nu l-am avut cumva care a trecut? Nu. Radical din 4 plus radical din 7. Parcă da, l-am făcut. Dar cu, ăsta este... Da, l-am făcut. Da? 4 radical... L-ai avut sau nu l-ai avut? Hai, atunci să lucrăm, că nu sunt sigur că tu...
Și C, egal cu radical din A pătrat 16, minus B, minus 7. Și este egal cu 3. Deci C dă 3, da? Și atunci, radicalul ăsta va fi egal cu radical din A, 4, plus 3, pe 2, plus radical din 4, minus 3, pe 2, și va fi egal cu radical din 7, pe 2, plus pe radical din 2, plus 1 pe radical din 2. 1 pe radical din 2, care va da radical din 7 plus 1 pe radical din 2. Și din aici va fi egal cu radical din 2, ori radical din 7 plus 1 supra radical din 2, fiindcă atunci radical din 7 plus 1. Așa mi-a dat și la da. Deci la primul ne-a dat radical din 7 minus 2 și la ăsta ne-a dat radical din 7 plus 1. Uh-huh. Da? Și atunci asta toată va fi egal cu radical din 7 minus 2 minus radical din 7 minus 2 minus radical din 7 minus 1. Și va fi egal cu radical din 7 se reduc și va fi egal cu minus 3. Deci toată aia ne dă minus 3. Minus 3 aparține lui Z. Mai puțin? M. M. Aparține, da. Deci adevărat. A. Aici? Da, B1. B. Sau câte mai? 1. Băi, dacă ați înțeles cum se lucrați, am înțeles. Eu nu așa te l-aș fi, mi-am da, zis? Da. Dar vă bine, știam că fac un... Bine. Bine, atunci am văzut. Da? Hai să vedem atunci ce este și punctul B. Lucrăm. Nu știu, am terminat. Nu știu, am terminat. Hai, adus-o tot două înseamnă dacă mi-am terminat. Cât a dat la B? 4. 4, ia să vedem. Dacă și mai ajunge în toată acolo. Radical din 4, 6, 26. Euro. Și acolo nu mai poți, da?
Așa, radical din 5. Radical din 5. Radical din 5. Radical din 5. Radical din 4. Este egal cu ăsta. A egal cu 5, B egal cu 4. B egal cu radical. C egal cu 1. A pătrat 25. 24 și egal cu 1. Și acum va fi egal cu 1. Egal din A. 5. Radical din 5 plus 1 supra 2 minus radical din radical 5 minus 1, 5 minus 1 pe 2 va fi egal cu egal cu radical 6 pe 2 care e 3, 3 da, radical din 3 minus radical din 4 pe 2 radical din 2 care e 2 și minus radical din 2 da? Da. Deci ăsta mi-a dat radical din 3 minus radical din 2. Ăsta e radical din 3 minus radical din 2. Dar avea și ori 2 în față. Unde? Unde atunci? Unde suntem? Acolo. A, aici. Ori 2. Aha. Și este egal cu... Egal cu radical din 2. De fapt, e 2 radical din 3. Pentru că radical din 3 minus radical din 2 și egal cu... A, în fiecare care ar fi radical din 3 ori 2, 6 minus 4 minus și egal cu radical din 6 6 minus, minus 2 minus 2 așa. Deci ăsta dă radical din 6 radical din 6 minus 2 bine, vom șergem. Îmi facem cu cel nu, mai nu, asta. Facem radical din 36 minus radical. Dar nu mai facem și radical. Nu, mai puțin. Stai puțin să vedem. Și acum radicalul ăsta... Știu, o să fie simplu cu de la să facem... Stai, Mirna, să vedem cum arată acum. Lasă-ne să ne lămurim și noi. Gura. Și radicalul ăsta arată așa, acum. Adu-ți-o cum arată radicalul ăsta acum? O să arate radical din 9 plus radical din 6 plus radical din 6 minus 2. Plus radical din 6 plus radical din 6 minus 2. Și egal cu? Radical din? Egal cu radical din 9 cu... Da, măi! Plus 2 radical din 6 plus 2 radical din 6 minus 2. Și egal cu? Egal cu 9 minus 2. 9 radical din 7 plus 2 radical din 6. Deci tot ăsta, tot radicalul ăsta, domnul profesor. Ăla de la început? Ăsta. Mi-a întrebat cum e. E tot ăsta este radical din 7 plus 2. Dar și nu trebuie să lucrăm? Da, după. Bună, Mirna, îl facem în clipul ăsta tot și după aceea trecem ăsta. Finalizăm ăsta. Sigur că da. Nu ăsta. Stai puțin, că nu-i suprapus. E tot compus. Este tot radical compus. Radical din 24. Da. Deci aici am ajuns. Radical din 7 plus radical din 24. Deci avem așa. Radical egal aici continuu, da? Radical din 7 plus radical din 24. Pe 7 plus radical din 24. 4 pe 2, lungim sunt radical 4, ori 6, 24. Și A egal cu 7, B egal cu 24, C egal cu 49, 24, 25. Egal cu radical din 7, 5, 7, nu am avea radical din. Radical din 7 minus... 5, mai întâi plus 7 plus 5, 5, 5 pe 2 plus 5 supra 2. Plus plus radical din 7 minus 5 pe 2 și egal cu radical din 12 pe 2, adică radical din 6 plus radical 2 pe 2, 1 plus 1 plus 1, plus 1. Așa încât primul radical, tot ăsta, da? E radical din 6 plus 1. Este radical din 6 plus 1. Deci ăsta tot, atât este radical din 6 plus 1. Acum trebuie să mergem la al doilea. Exact, ne ocupăm de cel de al doilea radical. Și plecăm cu interiorul. La al doilea putem să dăm 1, 4, faptul 1 ca scoatem 2 radical.
Unde? Aici? Da, dăm un 4, 4, 1. Ca să scoatem un 2, nu? Din... 120 se împarte la 4. Și 316. Și 316. Deci, da, dar mai mult? Mai mult de atât, da, sunt parte. Hai să descompunem. 120 cu cine este egal? Ca să vedem. 120 este egal cu 2. De fapt, este așa. 12 ori 10. Care înseamnă 4 ori 3. Da, ori 2. 2 la 2 ori 3 ori 2 ori 5. Se vede că numai 4 este. Mai că n-am alte variante, da? Bun, atunci apar. Așa, da, vom continua. Ne ocupăm de radical din... Lung, este. Numai de asta. 316. 316. Minus 80. Radical din 6. Da. Este egal cu radical din 4 pe lângă 316 împărțit la 4, cu cât e 79 minus 30, radical din 6, așa da. Este? Da. Scapă de radical 4. Este 2. Este 2, deci egal cu 2 radical din 79 minus, îl băgăm pe 30 sub radical. 30 la 2 la 900. Face 900. 6.94. 6.94. Și o să fie egal cu... Asta este A1. Asta e V-ul, da? Da. Și C-ul e egal cu radical din 79 la pătrat minus 5.400. 79 e 6.241. Deci radical din 6.241. 241 minus 5400. Adică, nu știu ce e ca 29, acum, da. 6241 minus 5400, să-l chemăm pe mai. 841 care face 29. Și acum o să continui sus. Egal cu 2 pe lângă. Radical din A, 79, plus 29 supra 2, plus, sau minus este corect, radical din 79, minus 29 supra 2, și egal cu 2, pe lângă 79 și 29, face 108 pe 2 radical din 54. Radical din 54. Minus. Minus radical din... Radical din 50 pe 2, 25. 25, adică 5. Și egal cu 2 pe lângă. 3 radical din 6. 54 face cât? 9, 6 în 9, 54 este 3. 3 radical din 6 minus 5. Acesta este doar partea aceea. E partea de aici. Și acum avem radical din. Eu am de radical din 5 minus. Ce am găsit? 2 pe lângă. Adică minus 6. Radical din 6. Radical din 6. Plus. Minus. Deci este minus aici. Da. Și vine, și cu minus vine plus, nu? A, și acum n-are minusul de față. Da. Bine, acolo e minus 10 și la noi e plus, că are plus în față, corect. Deci e plus 10, da? Ce greșeam? Deci, dacă ar fi făcut aici plus, minus, plus 6 la care... Dacă așa e bine, domnul profesor, plus 10. Și plus 10, da? Plus 10. Și egal cu radical din 10 și cu 5, 15. Da. Minus 6 radical din 6, care este egal cu... aș scoate un 3 factor. Deci radical din 3.
Ori radical 5. 5 mi-a rămas aici, minus 2 radical din 6. Care înseamnă egal cu radical din 3, pe lângă radical din 5, minus 4, 6, 24, radical din 24. Ce-am da, 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 da. Ce-o-i 1? Reiau. A-ul este ăsta. Ăsta e B-ul. Ce-o-i 1? Ce-i radical din 25 minus 24 și face 1. Da. Atunci va fi radical din 3. Pe lângă radical din A 5 plus 1 supra 2 minus radical din 5 minus 1 supra 2. Și dau radical din 3 pe lângă. 5 cu 1, 6 pe 2, 3. Radical din 3. Și minus 5 minus 1, 4 pe 2, 2. Minus radical din 2. Minus radical din 2. Și egal cu 1. Și egal cu lucrăm, desfacem paranteza 3. Și facem 3. Minus radical din 6. 3 minus radical din 6. Tot ăla, al doilea. Acum, primul. Deasupra lui, un rezultat care l-am găsit. 3 minus radical din 6. 3 minus radical din 6. Și avem radical din 6. Și A, hai să spunem A, numărul de lucrat, A, va fi egal cu radical din 6 plus 1, adică primul radical. Plus al doilea plus 3. Minus radical din 6. Și face 3 și 1, 4 și care nu e. Numai natural. Super. Haideți să vedem încă o dată în ce a constat Eliști. În scoaterea sub radical. A fost să vadă dacă și formule calcul al radicalului suprapuș. Corect. Știi să faci chestia asta, te descurci, nu? Vorbești singur. Adică altceva n-ai avut. Și încă el a creat momente panică. Pentru că te punea în situația asta să vezi dacă pornești cu radicalul, primul radical și exact. Din interior. Da. Păi da. De asemenea, scoaterea în factor acolo este iarăși foarte importantă. Exact. Să nu lucrăm cu numere mari. Nu lucrăm cu numere mari. Și așa n-am avut în contul da. Da. Aici, da. Dar în rest, dacă nu ești atent, iată, 316 minus 120, am fost noi maxim pe 4. Și tot am avut niște numere mari de lucrat. Dar dacă lucram așa, 316 la pătrat, lucram pe 120 radical. La mulțea cu 6 de astea în acela. Este complicat. Cred că te conving ușor în minunat, că este importantă chestia asta. Nu, no, mai este aici, da? Mulțumesc. Da? De situația de față. Ne oprim aici cât este da, ce sunt. Noi ne oprim, noi terminăm. Da? Și vă... Hai să vedem poate, poate cum îți sinteză... Neapărat, cât facem sinteza, adeși cu minuna, adeși cu minuna, mergeți aici la calculator și încercați să vedeți să găsiți soluție la ce spune aici, ca să putem intra. Nu avem soluții, noi trebuie să vedem. Nu, nu, hai. Da. Zice... Thank you.